Guvernul bagă adânc mâna în buzunarul băncilor și implicit și al românilor cu credite. Impozitul pe cifra de afaceri din noul pachet de măsuri fiscale a fost stabilit la 2%. Pentru oamenii cu rate, economiștii atrag atenția că acest lucru ar însemna majorării substanțiale ale dobânzilor la credite, astfel încât băncile să-și acopere pierderile. Dar mai multe despre această situație discutăm cu Adrian Bența, analist financiar, consultant financiar. Bună dimineața, vă mulțumesc tare mult pentru prezență! Bună dimineața, o zi frumoasă tuturor! Cam cât de mult, iată, ar putea crește ratele creditelor la bănci, pe de o parte, și dacă această suprataxare a băncilor s-ar putea regăsi totodată și în comisioane sau alte servicii financiare? Sigur, aseară s-a votat ceva în Parlament și deocamdată s-au votat niște vorbe. Pe proiectul pus pe pagina Ministerului de Finanțe, taxa era 1% din cifra de afaceri a băncilor. Și probabil dacă s-a majorat la 2%, cu siguranță o să se regăsească în prețul împrumuturilor, adică în dobânzi. O taxă de 2% pe cifra de afaceri este destul de mare, este serioasă și presupunând că s-a păstrat același bază de calcul, ea se aplică asupra veniturilor obținute de bănci din dobânzi, din comisioane sau din alte elemente de intermediere bancară. Cu siguranță, ceea ce este absolut clar și nu trebuie să fiu neliniște pentru nimeni, este că băncile o să-și recupereze această taxă prin creșterea dobânzilor de la consumatorii de credite, pentru că, în ciuda faptului că există 34 de instituții financiare, nu există o competiție, o concurență reală între bănci ca să se bată pe clienți, să vină fiecare dintre ele cu oferte cât mai bune pentru clienți. Nu. Au avut profituri record, s-au obișnuit cu profiturile record, românii au plătit dobânzi record, prin urmare nu vor face decât să răstogălească aceste taxe către consumatori, către persoana fizică sau firmele care cer împrumuturi. Inclusiv așadar, iată cum spuneați că și către firme, deci și mediul de afaceri va fi afectat de această suprataxare. Absolut, și este o problemă majoră. Într-o perioadă de criză, în momentul în care se scumpesc dobânzile bancare, mediul privat nu va face investiții. Asta înseamnă stagnare pe termen mediu, iar dacă se păstrează această tendință pe termen lung, înseamnă o cădere economică, o cădere a activității economice. Iată, cum se va plăti acest impozit în cazul băncilor care sunt pe pierderi? Înțelegem de la banchieri că un sfert dintre ele sunt pe pierdere. Deci este un impozit minim, adică nu plătești mai puțin de. Asta este suma pe care o plătesc indiferent dacă ai câștig sau pierdere. Deci, așa cum arată proiectul, deocamdată nu este publicat în Monitorul Oficial și s-ar putea să mai suporte anumite modificări sau reformulări. Dar așa cum arată în acest moment proiectul, este un impozit minim, chiar dacă ai pierdere, poți să-l plătești. Nu vedem însă niște măsuri luate și în cazul instituțiilor financiare nebancare. Putem să ne așteptăm și acolo la ceva? În cazul instituțiilor financiare nebancare, cele mari vor plăti și ele tot un impozit minim pe cifra de afaceri, pentru că orice societate care are mai mult de 50 de milioane de euro cifră de afaceri, adică vânzări, vor plăti un impozit minim conform iarăși proiectului, pentru că încă nu e publicat în Monitor Oficial, impozitul ar fi de 1% din valoarea cifrei de afaceri. Mai puțin așa, cifra, da, de afaceri diminuată, pentru că se scad multe din această cifră de afaceri. Mulțumim tare mult pentru intervenție și pentru întreaga discuție. Doamnelor și domnilor, continuăm știrile.